Școala Gimnazială General Grigore Baștan, în parteneriat cu polițiștii buzoieni, au organizat o activitate de educație rutieră alături de elevi și cadre didactice. Zeci de copii au aflat informații prețioase despre cum se pot pune la adăpost de accidentele rutiere atunci când se deplasează la școală sau spre casă. Pentru ca recomandările polițiștilor să fie însușite de cei mici cât mai ușor, au fost folosite jocuri, un traseu de treceri de pietoni și semafoare, iar bicicliștii au învățat cum să circule pe drumurile publice, de la ce vârstă și ce reguli trebuie să respecte. Ne-am oprit la culoarea roșie, da? O să ne imaginăm că aici avem o pistă de biciclete și acum o să ne dea culoarea verde, da? Și o să mergem mai departe și o să continuăm cu traseul. Avem o trecere de pietoni, da? Da. Recunoaștem acest indicator cu albastru. Ce avem acolo? Cam ce ni se pare că este? Trecere de pietoni. Trecere de pietoni, da? Bun, și ne imaginăm în felul următor, că am ajuns la trecerea de pietoni și urmează să traversăm strada, da? Bun, și ce facem când ajungem să traversăm strada? Ne asigurăm, da? Activitatea a avut rolul de a-i familiariza pe elevi cu regulile de circulație. Am venit să prezentăm aici o situație ipotetică în care avem un covor, da? În care copiii cei mai micuți pleacă de la școală și ajung la domiciliul lor. Pe acest traseu ei sunt puși în anumite ipostaze și întâlnesc anumite indicatoare și anumite situații. În acest lucru ei să învețe și să își înșușească mai bine indicatoarele și modul de traversare. Pentru cei mai mari din clasa 5-a, 6-a și a 7-a am ales să folosim un traseu cu jaloane prin care am introdus niște indicatoare, semafoare, da? Cu ocazia asta ei și-au format dexteritatea și deprinderea deplasării cu bicicleta pe drumurile publice și totodată au învățat și anumite reguli de circulație. Activitatea de astăzi s-a derulat în cadrul proiectului educațional la nivelul școlii Micii pietoni învață ABC-ul circulației. A fost o activitate de prevenție în ceea ce privește siguranța elevilor noștri pe drumurile publice, atât în calitate de pietoni, cât și în calitate de participanți la trafic. Activitățile s-au desfășurat în colaborare cu reprezentanții poliției române, cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat și pentru faptul că ori de câte ori solicităm ajutorul, dumnealor răspund prezent. Copiii au fost foarte entuziasmați, dornici să participe la trasee, la să răspundă întrebărilor domnilor polițiști, să învețe lucruri noi despre regulile de circulație. Important este că cu toții au conștientizat importanța respectării acestor reguli în vederea prevenirii unor accidente nedorite. Activitățile derulate în instituțiile de învățământ au rolul de conștientizare și prevenire a accidentelor de circulație.